Bună ziua! Astăzi vă prezint moneda de 50 cenți, Elisabeta a doua, al treilea portret, emitent Fiji pe perioada Republicii. Monedă de circulație standard între anii 1990-2006, compoziție oțel placat cu nichel, greutate 13,3 grame, diametru 31,5 mm, formă dodecagonală, 12 fețe, orientarea liniere medalie, sus, sus, demonetizată la 30 iunie 2009. Pe avers este portretul încoronat al reginei Elisabeta II, cu chipul la dreapta, înconjurat de legenda Elisabeta II, Fiji, 1990. Pe verso avem o canoe de navigație nativă numită Takia, pe ocean, cu doi membri ai echipajului și păsări care zboară în fundal. Marginea este netedă. Această monedă este din anul 1990, este produsă într-un număr de 800.000 de bucăți de către Monetăria Regală Canadiană din Winnipeg, Canada. Are o valoare nominală de 2,20 dolari. Se găsește la vânzare cu prețuri cuprinse între 2 dolari și 90 de dolari. Vă mulțumesc pentru vizionare. O zi bună!